s-au umplut bisericile României de oameni nedemni de sutană, pentru care banii sunt totul, iar singurul lor crez este să-și umple buzunarele. Un preot involuntar ia în derâdere vorbele lui Iisus, care spunea: sunt blând și umil cu inima. Părintele Mihai Enache este mult mai practic. I s-a dus vestea în toată zona că dacă nu ai bani, nu meriți să pleci pe ultimul drum, așadar nu te îngroapă. Din păcate, reporterii Pro TV au probat aceste acuzații grave, iar explicația slujitorului Domnului ne-a lăsat fără grai. Nu ajut pe nimeni, e mai aproape pielea decât cămașa. Enache încalcă astfel atât scriptura cât și o hotărâre internă a bisericii care îl obligă să rezolve gratuit orice caz social. Urmăriți un reportaj filmat cu o cameră ascunsă. Dacă zici că nu ai bani, cum e treaba aia? Eu nu sunt comun, adică să fac slujba pe degeaba la toți, că nimeni nu face nimeni. Dacă le fac la degeaba la degeaba de Domnul. Acest om se numește Mihai Enache și spune că s-a pus în slujba Domnului de 40 de ani. În realitate, nu arată pic de milă când află că un bătrân sărman s-a stins în spital și că rudele lui, la fel de sărace, nu au bani pentru înmormântare. Pentru Enache, toate au un preț, chiar și trecerea în lumea cealaltă. E o treabă creștinească, că trebuie să-l înmormântez, nu pot să-l las așa. Să-i creștinească, la tine, la mine, nu e nicio creștină, pentru că toți sunt la fel. Adică eu nu pot să fac așa. Și până la școala degeaba, mai aproape fila de jucămă. Așadar, reprezentantul bisericii, care ne cere nouă să fim mai buni, dă dovadă de un egoism feroce. Vine cu refuz brutal pentru creștinul cu capul plecat și durerea în suflet. La atât se reduce chemarea, deși Mihai Enache poartă sutana de o viață. Noi sunt bani degeaba. Și alți confrați gândesc la fel și îți transmit încă de la primul pas făcut în biserică un mercurial detaliat al serviciilor. Iată și reacția slujbașilor Bisericii Sfântului Ilie din prelungirea Ghencea față de același caz social: lipsa banilor pentru înmormântare. Fără 5.000 de lei ce dai. Locul e pe bani, slujba e pe bani, grupare e să-l plătiți cu bani, să sabe, nu, fără bani nu se face nimic de pomană așa. Absolut fals. Și după lege și după scripturi. În orice biserică, Consiliul Parohial decide cât să ceară în funcție de zonă, de solicitările creștinului și de cheltuielile lăcașului. Orice astfel de contribuție este însă conform legislației bisericești voluntară. Enoriașul este cel care hotărăște dacă își permite costurile, de altfel deloc neglijabile. Pe bursa serviciilor bisericești, un botez costă de la 200 de lei la țară sau la periferie la 500 de lei în centrul orașului. O cununie pleacă de la 300 de lei pentru un singur preot și ajunge la 1000 de lei dacă îți slujește un sobor, vrei cor și toate candelabrele aprinse. Cât despre înmormântare, doar ceremonia costă de la 200 la 1000 de lei, în funcție de rangul preotului și de accesorii. Acesta este oricum per total cel mai costisitor serviciu. Cu sicriu, priveg și obiecte de împărțit poți ajunge la 5.000 de lei. În ceea ce privește cazurile sociale, Patriarhia Română, mitropoliile și arhiepiscopiile au reglementări foarte stricte. Acestea ar trebui rezolvate gratuit, în condiții mulțumitoare. Totul ține așadar de chemarea preotului către cele sfinte, de obraz, de bun simț și, în final, de omenie. Calități pe care, din fericire, unii încă le au și pe care le-a dovedit, iată, și un preot tânăr din parohia bucureșteană Spirea Nouă. Nu numai că renunță la orice răsplată bănească la aflarea poveștii triste, dar vrea să ofere atât prosoape cât și lumânări pentru înmormântarea celui necăjit. Vă rezolvăm gratis. Taxele sunt hotărâte pentru cheltuielile bisericii. Dar dacă nu există bani, gratis. Deci fără nicio problemă. Suntem cu și cu oamenii. Așa că trebuie să vă fim alături. Pentru că nu toți procedează așa și sunt o rușine pentru haina preoțească, Arhiepiscopia Bucureștilor a declanșat o anchetă. Deocamdată în cazul părintelui Mihai Enache din voluntari. E regretabil, preotul va fi cercetat și, desigur, dacă va fi cu adevărat găsit vinovat, se vor impune sancțiunile rânduite de biserică. Și mai puternică decât ancheta e învățătura Mântuitorului Iisus către apostoli, îndemnul la umilință și dăruire, fără gând la răsplata bănească. Și a zis către ei: să nu luați nimic pe drum, nici toiag, nici traistă, nici pâine, nici bani și nici să nu aveți câte două haine. Nu purtați pungă, nici traistă, nici încălțăminte. Ce șanse mai are acest preot să conducă în continuare destinele spirituale ale comunității, ne spune Adriana Stere. Bună seara, Adriana!
Bună seara, nu este prima oară când superiorul direct al parohului de aici, din voluntari, află că acesta are anumite abateri. Dar până acum nu s-a mers prea departe, mai ales că omul are un doctorat în teologie și peste 40 de ani de experiență religioasă. Dar acum, în fața dovezilor certe, a fost declanșată o anchetă. Sancțiunile pot merge de la mustrare și până la pierderea postului. Între timp, reprezentanții Patriarhiei Române spun că nici pentru botez, nici pentru cununie și nici pentru înmormântare nu suntem obligați să plătim contribuții bănești. Dacă vrem totuși să răsplătim serviciul religios, o putem face contra unei chitanțe pentru fiecare leu. Altfel, sumele cerute și încasate în incinta bisericii înseamnă sume la negru.